Dincolo de aparențe, este un proiect lansat de Inspectoratul de Poliție Dâmbovița în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea Valahia, precum și penitenciarele Mărgineni, Găiești și Târgșor. Scopul acestei acțiuni constă în sensibilizarea elevilor și studenților cu privire la situațiile de risc care duc la acte de violență, precum și informarea despre consecințele consumului de droguri și alcool. De data asta am schimbat un pic tema, avem o temă specifică. O să vorbim despre nocivitatea consumului de alcool și de droguri. Da? Cumva a explicat și domnul prodecan, prima activitate se desfășoară în cadrul proiectului Dincolo de Aparențe, pe care Poliția Dâmbovița îl desfășoară de 7 ani, de 6 ani de zile, nu, de 7, scuzați-mă, de 7 ani de zile, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, da? Cu Penitenciarul de Maximă Siguranță Mărgineni, da? Cu Penitenciarul Găiești, fosta școală de corecție, fostul centru de reeducare, da? Cum îl știe toată lumea. Și alt partener este penitenciarul de femei Târșor. Alături de polițiști din cadrul compartimentului de proximitate, la această activitate au participat studenții Universității Valahia, precum și două persoane private de libertate, care le-au povestit tinerilor faptele care i-au dus în spatele gratiilor. Sunt condamnat la 6 ani pentru trafic de droguri. Am 30 de ani și consider că acum am ajuns aproape de sfârșitul pedepsei, am înțelepciunea să vă vorbesc și să vă spun greșelile pe care putem să le facem atunci când ne considerăm maturi și stăpâni pe viața noastră. Este vorba de o țigare de marihuana. Venit în văr, eram la o vârstă fragedă de 17 ani. Am fumat țigare, am râs, n-a fost nimic ieșit din comun. După un an am mai auzit de așa ceva. Mi s-a părut că nu prezintă niciun pericol, deoarece n-a creat nicio dependență. A fost o stare de o oră. Nu i-am dat nicio importanță în prima fază. Ăsta e pericolul cel mai grav, că nu conștientizez pericolul. Dar pe viitor am început să-mi fac un obicei din chestia asta. După obicei, un anturaj. Am început să ieșim în cluburi, să nu fie doar marihuana, să fie și ecstasy, să fie și cocaină. Era ocazional, spuneam eu, dar ocazional era câteva zile pe săptămână, în fiecare săptămână. Aveai bani? Se găseau bani. Am început să muncesc de la 19 ani ca bodyguard și aveam destul. De asemenea, proiectul urmărește și identificarea factorilor generatori de conduite antisociale, ce au avut drept consecință condamnarea la pedeapsa închisorii, în vederea reducerii comportamentelor agresive.